Mă bucur că putem să începem un nou studiu biblic despre Ezra și Nemia și pentru că cei mai mulți care nu cunosc Biblia nu poate să înceapă nimic cu aceste nume, am dat un titlu în plus aceste lecțiuni și anume am spus și tema cu care se ocupă această carte a lui Ezra și Nemia și anume reconstruirea Cetății din Ierusalim, care a fost devastată, care a fost distrusă când au intrat în prigioneratul babilonian. Vrem să studiem aceste lucruri nu ca să privim înapoi în istorie, pentru că ne interesează subiectul istorie, ci pentru că am înțeles că există o lucrare de făcut. În timpul nostru. Și noi stăm în fața unei lumi distruse, în fața unei lumi care de șase mii de ani se autodistruge și Dumnezeu dorește să aducă o refacere, o refacere a omului pentru ca apoi să poată refacă și cetățile. Sau pământul acesta devastat. Unde începe istoria lui Ezra, în mod personal? Ezra este un evreu, este din semenția lui Aron, este din seminția mare lui Preot și este și uh, angajat în Babilon, în această, în Persia și este bine văzut acolo. El este chemat pentru că Ierusalimul este doar în parte reconstruit. Cei care au plecat înaintea lui 70 de ani înainte, Zerubabel și Iosua, au făcut o lucrare, au clădit și templul, l-au terminat, însă serviciul de la templu este deficient și incomplet. Ierusalimul, zidurile cetății sunt Nereconstruite, nu sunt reconstruite și de aceea nu ai nicio securitate împotriva dușmanilor. Nu poți să fii o reprezentanță a lui Dumnezeu dacă nu ai o, un zid, dacă nu ai o prezentare. O cetate fără zid era o cetate fără reprezentanță, fără posibilitate de a reprezenta pe ceva, păi, dacă nici măcar un zid nu își puteau clădi care pe vremea aceea era acel, acel scut către, de către dușmanii de afară. Și astfel, dacă nu erai construită, dacă Ierusalimul nu era construit, nu putea fi nicio lumină, nu putea avea un impact îmbunătățitor asupra lumii. Și astfel, poporul iudeu pe care Dumnezeu l-a chemat cu un anumit scop în această lume, nu putea să fie împlinit. Să-și împlinească scopul. Deci, Ierusalimul este devastat și va trebui să fie reconstruit. De aceea, Dumnezeu îl cheamă pe Ezra și pe Neemia în această lucrare. Dar cum am ajuns acolo, cum s-a ajuns acolo încât poporul lui Dumnezeu, poporul iudeu, să uh, fie dus în captivitate? Ne aducem aminte un pic de la început că Dumnezeu a creat acest pământ și acest sistem solar, l-a pus pe om ca să fie administratorul acestui sistem și acestui pământ. Omul a fost pus acolo, însă el a vrut să devină proprietar conform modelului Spiritului Lucifer Satana, și astfel a părut răul și suferința pe pământ. Însă Dumnezeu nu a lăsat acest pământ să fie pierdut, ci a construit un plan pentru a restaura pe om întâi și apoi și pământul. Acest plan durează un timp. Dumnezeu l-a pus să dureze șapte mii de ani. De la, ceperea, de la căderea lui Adam, potopul, exodul din Egipt, prima venire a lui Hristos, moartea lui Hristos în anul 31 după Hristos, Timpul sfârșitului care începe în 1844, apoi a doua venire a lui Hristos care stă scurt înaintea noastră și apoi va veni a treia venire a lui Hristos. Și acum trebuie să înțelegem principiul. Dumnezeu numai prin oameni poate aduce mântuire lumii. El nu poate să-și folosească îngerii ca să uh, fie o lumină pentru el pe pământ, pentru că l-a dat omului pământul în Stăpânire. Și acum, când El și l-a pierdut și l-a dat în, în mâna uh, lui Lucifer, Hristos vine ca să-l să recâștige Regatul și să aducă lumina asupra felului cum Dumnezeu este. Și pentru că în Vechiul Testament, Dumnezeu, prin uh, acele jertfe și sanctuare și toate ritualele care le-a dat acolo dă un exemplu pentru ceea ce o să fie în realitate prin Hristos, toți primesc o privire cum omul trebuie să ajungă înapoi de unde a căzut. Dar agentul prin care Dumnezeu lucrează este omul, așa că și îl cheamă pe Enoch, care este primul care vestește cu putere caracterul lui Dumnezeu și pentru Enoch a umblat așa de aproape cu Dumnezeu după 330 de ani, el este luat la cer, el este așa zis o pildă, un tablou pentru noi care trăim în ultimul timp și care Dumnezeu vrea să ne aducă în cer fără să vedem moartea. Apoi pământul devine tot mai în devastator, să zic așa, tot ce este în om este rău, Dumnezeu îl cheamă pe Noe și îl pune să clădească o corabie, însă numai opt suflete sunt salvate prin el. Apoi din trunul din fi, din sem, Dumnezeu îl cheamă pe Avram, că l-a văzut, că are o inimă îndreptată spre el și din el face Izelul cele 12 seminții al lui Israel, cu care scop să fie o lumină în a descoperi caracterul lui Dumnezeu în lume, să facă o diferență în această situație. Însă poporul nu își face datoria și atunci când vine Hristos, el își cheamă biserica să fie acel loc care înainte poporul evreu trebuia să-l aibe, ei trebuie să-l reprezinte pe Dumnezeu dragostea și mila sa față de toți oamenii. Și Dumnezeu își va împlini scopul cu acești 144.000. de mii care vor umplea pământul cu slava sa și vor arăta că Dumnezeu este iubire și dreptate. Iar apoi va veni Hristos, va urmat, urmat de mileniul și apoi judecata finală și reconstruirea întregului pământ, crearea unui nou cer și unui pământ nou. Din cel vechi se face ceva nou. Aceasta ca să avem o privire în ansamblu și acum Intrăm în poporul evreu, vedem împărații lui Israel și lui Iuda, ei toți au trăit înainte de Hristos. Dumnezeu i-a chemat ca să fie o lumină. Saul este primul împărat, apoi urmat de David și apoi urmat de Solomon. Solomon este cel mai mare care Dumnezeu îi dă înțelepciune și Israelul are cea mai puternică influență în timpul său pe acest pământ, însă Solomon cade și de la credință și din cauza căderii sale Dumnezeu nu mai poate să țină ambele, adică toate semințiile împreună, ci se face o schimbare, se face o separare a semințiilor nordului sub Ieroboam și cele două semenții, Iuda și Beniamin, rămân sub fiul lui Solomon. Această separare evident că a dus la o, nu la o împuternicire a puterii divine, ci la o de, cum să zic, mai puțin oameni, mai puțină lumină, mai puțină influență posibilă. Dumnezeu încearcă prin ambele să se reprezinte, însă poporul Celor 10 seminții decade foarte puternic, și decăderea lor ajunge distrugerea Samarei și ia sfârșitul legatului Israel în anul, în anul 722-721, înainte de Hristos. Ei merg în captivitatea siriană pentru ca niciodată să nu se mai întoarcă de acolo. Apoi vin, sunt Iuda și Benjamin și leviții, care sunt în ambele și ei sunt urmați de mulți împărați, i-am pus doar pe primii trei și pe ultimii trei și Ierusalimul la fel decade, deși ei rămân tot mai mult de partea lui Dumnezeu, împărații sunt mai credincioși decât împărații lui Israel, însă până la urmă cad cu toții și ajunge la distrugerea Ierusalimului și captivitatea babiloniană începe în 6.6, 6.5. Înainte de Hristos. Iată, aici găsim, în această istorie a Israelului, efortul lui Dumnezeu pentru a face din urmașul lui Avram lumina lumii. Nu i-a reușit lui Dumnezeu planul pe care l-a avut, pentru că el este dependent pentru această lume ca să conlucreze cu omul. El nu poate să facă partea pe care i-a dat -o omului să o facă și dacă l-a chemat pe Avram și urmașii lui să fie lumina în această lume și dacă a chemat uh, Hristos când a venit pe cei 12 ucenici să fie lumina lumii, prin ei doar poate să strălucească, dar pentru aceasta trebuie o cooperare. Omul trebuie să facă ceea ce el a fost chemat să facă. Dar iată că și cei 10 semenții și cei 2 seminții cad. Da? Foarte frustrant efortul lui Dumnezeu prin Ieremia în timpul acestor regi să aducă o schimbare, să evite distrugerea Ierusalimului și ei puteau să evite distrugerea Ierusalimului, puteau să evite distrugerea templului lui Solomon, dar în încăpățânarea lor, în decăderea lor, ei au mers mai departe astfel încât Dumnezeu n-a avut de ales ca să-și mai salveze o rămășiță a i-a dus în Babilon ca măcar acolo să fie lumină. Și așa a luminat Dumnezeu mereu, dar a fost unici. Dar lui trebuie un popor ca să lumineze toată, tot pământul. Și așa acest popor trebuie să fie unit pentru ca să facă acest lucru. Însă Dumnezeu în dragostea sa n-a făcut ca captivitatea în Babilon să fie veșnică, ci a stabilit 70 de ani de captivitate. 70 de ani Dumnezeu a hotărât ca să rămână țara și să-și, cum zice, să-și păstreze sabatele călcate, adică necrincioșia față de Dumnezeu să fie adusă o, la o liniște. 70 de ani, toată țara aceasta va fi o paragină, un pustiu și neamul acestea vor fi supuse împăratului Babilonului timp de 70 de ani. Așa a stabilit-o Dumnezeu prin profeți prin... și a dat-o, făcut-o clar. Dar când se vor împlini acești 70 de ani, voi pedepsi pe împăratul Babilonului și pe neamul acelui, acela ce Domnul, pentru nelegiuirile lor. Și în Ieremia 29 cu 10, dar iată ce ce Domnul, de îndată ce vor trece 70 de ani, ai Babilonului îmi voi aduce aminte de voi și voi împlini față de voi făgăduința mea cea bună, aducându-vă înapoi în locul acesta. Iată, acesta este Dumnezeu care nu renunță la poporul său, care nu renunță ca să-i ajute să își poată împlini scopul. Pentru numai în împlinea scopului există desfătare completă, numai în împlinea scopului noi avem bucuria aceea. Dumnezeu, încă înaintea lui Ieremia, prin profetul Isaia, el spune despre împăratul Ciros. Deci eu zic despre Cirus, el este păstorul meu și el va împlini toată voia mea. El va zice despre Ierusalim să fie zidit iarăși și despre templu să-i se pună temeliile. Da, Dumnezeu, prin Isaia, când Cir nici nu exista, când poporul nu era în pustiu, când templul încă în Ierusalim exista pentru mulți ani, prin profetul Ieremia, prin profetul Isaia, Dumnezeu vestește scăparea lor. Așa vorbește Domnul către unsul său, către Cirus, pe care îl ține de mână ca să doboare neamul înainte lui și să dezlege brâul împăraților, să deschidă porțile ca să nu se mai închidă. Eu am ridicat pe Cirus în dreptatea mea și voi netezi toate cărările lui. El îmi va zidi iarăși cetatea și va da drumul prinșilor mei de război, fără preț de și fără daruri, zice Domnul oștirilor. Ba chiar el a dat daruri și el a trimis înapoi prin uh, Zerubabel și Iosua, marele preot, toate vesela templului, tot aurul care era acolo, care a fost furat din din tezaurul furat, a dat înapoi și pe deasupra bani și au făcut acest lucru. Iată că Dumnezeu a vestit dinainte ceea ce El are în plan. Și pentru că El cunoaște cum lucrurile vor decurge, El poate să spună aceasta cu preciziune. De aceea și pentru timpul nostru Dumnezeu a prezis a dat profeții pentru ca să se împlinească în sfârșit planul lui Dumnezeu ca să aibă un popor care să-l reprezinte, care să arate că el este iubire și dreptate. Cele trei decrete a regilor pentru întoarcerea din captivitatea babiloniană. Am văzut că Cir a fost acela care a fost chemat de Dumnezeu. În Ezra 1 cu 2 zice, Așa vorbește Cirus, împăratul perșilor, Domnul Dumnezeul celor mi-a dat toate împărățile pământului și mi-a poruncit să-i zidesc o casă la Ierusalim în Iuda. Iată, de unde știa Cir? În ce relație a fost el cu Dumnezeu? Am văzut cât cu sute de ani înainte Isaia îi spune viitorul, adică el nici nu exista. Isaia spune că Cir va fi unsul lui Dumnezeu, și aici ci recunoaște că succesul lui nu îi aparține lui, ci este tocmai al lui Dumnezeu. Și că el mi-a poruncit să-i zidesc o casă la Ierusalim în Iuda. De aceea el dă tot ce poate dea pentru ca Zorobabel, sub comanda lui Zorobabel și lui Iosua să se pună din nou templul să fie zidit în acel timp. Bineînțeles că în acel timp când ei s-au întors, exact după 70 de ani, când s-a dat decretul, ei s-au întors, însă cu greutăți și pentru ca să aibă un ajutor, Dumnezeu le-a dat doi profeți, pe Hagai și pe Zeheria, Zaharia, Doi profeți, când îi citim, vedem că nu vorbesc doar de acea reconstruire a cetății devastate, ci vorbesc de o reconstruire a Pământului. Vorbesc și de aceea noi studiem aceasta pentru că este doar un tablou, o, o privire de, a, de, de ajutor, un tipar ca să înțelegem ce este chemarea noastră astăzi și ce trebuie să facem ca să împlinim scopul pentru care Dumnezeu ne-a chemat în această lume. Deci, profeții Zaharia și Hagai nu vorbesc doar din timpul acela, ci vorbesc foarte mult despre noi. Ba Zaharia merge până la sfârșit, până la treia venire a lui Hristos, până la restaurarea pământului, acest profet vestește și trăiește exact în acest timp, ajută la reconstruirea și terminarea templului în timpul lor. Dar după 70 de ani de lucru, deși templul e gata, tot nu s-a ajuns la încheierea lucrării. De aceea Dumnezeu îl cheamă pe Ezra și Ataxerse, împăratul împăraților, către Ezra, preotul și cărturalul iscusit în legea Dumnezeului cerurilor și așa mai departe, am dat poruncă să se lase să plece aceia din poporul Israel, din preoții și din leviții lui care se află în împărăția mea și care vor să plece cu tine la Ierusalim. Ezra, după 70 de ani, este chemat pentru a doua etapă a întoarcerii și el fiind din seminția lui Aron, mare preot, cheamă la uh, ieșire leviții și preoții, și când a adunat pe toți, a văzut că ei lipseau. Dar nu a plecat fără ei, ci le-a -a dus, le-a scris, i-a chemat și până la urmă are în jur de 200 de familii care merg înapoi cu el ca să pune la punct din nou serviciul din templu care în ăștia anii aceștia după ce templul a fost construit, da, a oscilat poporul, nu s-a mers mai departe cum s-a început și dacă omul nu este credincios, atunci lucrurile se, se, se rup, se, se strică iarăși. De aceea prin Esra Dumnezeu cheamă pe un om și prin Ataxer se dă a doua poruncă pentru a pleca și a aduce a, a schimbarea în Ierusalim. Iar pentru că și această lucrare nu mergea așa de bine în anul 445, Nemia, sub aceluiași rege, este angajatul regelui și este trist și își dă seama că nu se face lucrarea necesară acasă și atunci el este chemat de Dumnezeu și regele îi spune împăratul lângă care ședea și împărăteasa mi-a zis atunci cât va ține călătoria ta și când te vei întoarce. Împăratul a găsit cu cale să mă lase să plec și am hotărât o vreme. Iată că Neemia este acela care împreună cu Ezra la fața locului aduc o reformă în poporul iudeu Aduc o reformă între aceia care s-au -au întors acasă, vom vedea ceea ce unde au intrat ei în ce probleme a, de, de familie și de idolatrie, și nerespectarea poruncilor și vom vedea cum prin acești oameni Dumnezeu aduce o reconstruire atât spirituală, cât și fizică a Cetății. Și acum, încă o dată, de ce vrem să studiem în acest trimestru această istorie? Pentru că și noi suntem în aceeași situație. Devastarea zilelor noastre este pentru că avem familii destrămate, avem conflictele dintre părinți și copii, avem nerespectarea către copiii a părinților. Astăzi nu se mai știe nici măcar ce înseamnă să-ți onorești tatăl și mama. Nu, nu cunoaștem aceste lucruri. Avem copii fără tată sau mamă, orfani, orfan de un tată, orfan de o mamă, nu orfani pentru că le-au murit părinții, ci orfani pentru că nu este nimeni acolo să se ocupe de ei pentru că interesul părintelui este mai mult pentru sine și pentru fericirea lui și așa că leapă de pe copil și pleacă. Familiile destrămate, relațiile între oameni care nu mai pot să funcționeze bine, este una din chemările ca care suntem chemați să fim reconstru să reconstruim. De aceea zice Dumnezeu în Maleahii despre timpul nostru, iată vă voi trimite un pe prolocul Ilie înainte de a veni ziua Domnului, ziua cea mare și înfricoșătoare. El va întoarce inima părinților spre copii și inima copiilor spre părinții lor, ca nu cumva la venirea mea să lovesc țara cu blestem. Deci trebuie făcut o lucrare pe acest pământ în cadrul familiilor. Dumnezeu va trebui să aibă un Estra, un Eemia, un Zerubabel, un Iosua, care să cunoască în ce fel Poate să aducă vestea cea bună pentru reconstruirea și a aduce din nou ca familia să fie locul în care, pe care Dumnezeu l-a făcut să fie. Da, această, această împăcare a părinților și copiilor cu părinții este o lucrare adâncă, este cea mai profundă pe care astăzi trebuie să o facem ca popor la Dumnezeu că nu va asculta toți, e clar, dar avem un mesaj care aduce împăcarea acestor lucruri. Apoi avem o societate destrămată, o societate în care este exploatată săracul de către cel bogat. Avem o societate în care războaiele din popoare cresc și cresc, nu numai între popoare, dar și între grupări. Și apoi rezultatul este foamea, boala, mizeria, suferința. Toate acestea sunt lucruri care nu sunt de lăsat așa. Această societate, de ce este în această, în această situație? De ce este devastată? De ce este rupt în acest fel? Pentru că acolo lipsește conștiința unui Dumnezeu, lipsește că există o cale de ieșire, lipsește iubirea care să arate omului că egoismul este distrugător și ca să arate omului o cale de ieșire. Avem o societate destrămată cu, da, cine să mai salveze? Iar apoi avem o învățătură destrămată. Suntem în, nu, nu în, în întunericul eviului mediu, ci suntem în întunericul acestui timp în care ignorarea legilor naturii și necunoștința ființei umane este cel mai mare. Nu avem învățături clare. Iată, dacă ne uităm la învățăturile de religii, mii de religii de tot felul sunt pe pământ și nu mai e creștini, sunt peste 2000, dacă nu mai multe. Și în fiecare denominațiune sunt iarăși mii de destrămări. Unul e mișcarea cu tare, celălalt cu mișcarea celălalt. Unul se ia după ăsta, altul se ia după celălalt. Nu este o unitate a unei învățături clare, care nu poate să fie decât dacă legea este cunoscută și ființa umană cum a fost Făcută de Dumnezeu. Avem pe cei care nu sunt religioși. Ei și-au dezvoltat tot felul de ideologii, dar unul contrazice pe celălalt. Unde să găsești învățătura care să-ți dea înțelepciune? Unde să găsești învățătura care să-ți dea controlul asupra vieții tale? Iar apoi avem o știință pe care o o idolatrizăm astăzi parcă, dar ea se bazează pe teorii. Teoria evoluției e o teoria eu nu știu cui, fără înțelegerea legilor naturii. Studenții astăzi la facultate învață efecte, învață lucruri de suprafață, lucruri care nu au nici ei nici măcar să știe de unde vin. Noi ca medici operăm cancerul, dar habar n-avem de unde vine. Noi Tăiem, eu știu ce tumoare, dar nu știm ce facem. Este o situație de plâns, și Dumnezeu, totuși, vrea, înainte ca El să vină, ca acestei lumi devastate să-i se dea lumina pe care n-a văzut-o niciodată până acum. Și prin cei 144.000, prin această grupă unită a lui Dumnezeu, acest popor, El va arăta că există o cale de ieșire. Și fiecare care vrea o va merge pe ea. Dar pentru aceasta, acela care dă mesajul, trebuie să fie reconstruit el însuși. De aceea cetatea Ierusalim, care reprezintă Biserica lui Dumnezeu, ea trebuie să fie reconstruită, ea trebuie să aibă un caracter impecabil. Nu avem cum să dăm acestei lumini, lumina, dacă noi nu trăim. Dacă noi suntem la fel Putem să o uităm, de aceea Dumnezeu dorește să ne pregătească și acest trimestru este un, un, cum să zic, o dorință a lui Dumnezeu să ne pregătească, să ne cunoaștem chemarea și să venim la lucru și să rezidim, să reconstruim cetățile devastate. Amin.